Bună, drăgălașelor! Astăzi o să fac un tutorial pentru unghiuțe, să vă arăt cum îmi fac eu unghiile, fiindcă eu nu pot să țin unghiile mereu lungi, din cauza că în spital nu îmi dau voie nici cu ojel, nici cu nimic, deci unghiile trebuie să fie scurte. Sâmbătă și duminica îmi permit să-mi fac și eu un pic unghiuțele mai lungi. Așa că să vă arăt cum să faceți aceste unghii. Repede, ușor de făcut, vă trebuie numai un lac, o ojă cu multe țidefuri, așa, unghiuțe, eu folosesc astea, care sunt făcute așa, deci se pun numai așa pe vârfuri și o limă, lipici pentru unghii și farfeca asta ca să tăiați unghiile, că sunt în plastic, și un pic de răbdare și jocul e făcut. Deci, haideți să vedem cum am făcut. Luăm o unghie pentru măsura respectivă a fiecărui unghii. Punem un pic de lipici, nu prea mult, că vorbim să ne iasă prin unghie. Apăsăm câteva secunde, așa vreo 5 secunde și gata, s-a agățat. Și procedăm așa pentru fiecare unghiuță, și la mâna stângă, și la mâna dreaptă. Vedeți, unghiile sunt gata. Luăm farfeca pentru unghiile astea din plastic. Eu farfeca asta am cumpărat-o de la chinezi, deci nu costă exagerat vreo 5 euro, 3-4 euro, nu mai știu, cam așa ceva, dar nici prea mult. Și tăiem unghiile la măsura care ne place. Eu am tăiat-o nici prea lungă, nici prea scurtă. Și începem să pilim deasupra, ca să nu se formeze scărița aia între unghia din plastic și unghia ta. Deci trebuie să limăm bine, bine, nu să ne facem rău la unghia noastră. Și dăm forma unghiei așa cum ne place nouă, rotundă, pătrată, cum vreți voi. Important e să mai micșorăm un pic scărița aia care e între unghia de plastic și unghia noastră. Și procedăm așa pentru toate unghiuțele. După care luăm lacul. Eu îl dau de vreo 3-4 ore, adică îl dau o dată și îl las să usuce. Și după aia procedez vreo 3-4 ori, de vreo 3-4 ori, ca să fie cât mai natural posibil. Și procedeți așa pe toate unghiuțele, dar nu uitați să lăsați să usuce între trecerea unei oje și alta. După ce mi s-a uscat lacul, dau cu sclipiciul ăsta pe unghii. Și ăsta l-am dat de două ori, că îmi place mai mult așa când e mai sclipitor. Să fiu mai minunată așa pe noaptea, măcar să mă văd mai bine. Și îl dau pe toate unghiuțele. Mie îmi place mult ăsta, că eu am încercat și să dau și cu ojă normală, adică mat, așa normală, o culoare, dar totuși se vede scărița aia, nu reușești să o elimin definitiv, deci singura soluție care o găsesc eu mai simplă așa e asta cu lacul ăsta cu sclipici și mi se nemaipomenit, am unghiile curate, frumoase, cel puțin pentru 2-3 zile cât îmi trebuie mie să fiu așa drăguță și eu. Lăsăm să usuce și pe asta bine, nu uitați să lăsați să se usuce bine, 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 bine. Nebunie cu ojele astea, că după aia se văd urâte. Și cam atât. Uitați, unghiuțele sunt gata. Mie mi-a cam o jumătate de oră așa să mi le fac. Nu exagerat. Am și eu unghiuțele frumoase, mânuța frumoasă. Pot să ieși eu la o plimbare să nu am mâinile așa micuțe ca o fetiță. Așa, fetelor, tutorialul e terminat. Unghiuțele deget din sus, așa. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. Să dați un like. Și ca de obicei o să vă vorbesc de 3 canaluri românești.
Primul canal este canalul lui Alexas Hayat. Este o fată minunată, drăguță, blânduță, așa ca mine. Este super, face o grămadă de video frumoase. Să vă duceți pe la ea, o să vă las linkul în infobox. Al doilea canal este canalul lui Rusu Cristin. Face niște video nemaipomenite cu bucle, cu păr, cu... Este o tipă care face multe chestii cu lucruri naturale și mie îmi place. Și al treilea canal este canalul lui Beauty on Bread. Este o fată foarte drăguță, abia a început să facă filmulețe. Deci, haideți să vedem ce filmulețe face. E foarte drăguță, îmi place de ea, e o tipă mișto așa, deci putem să o urmărim. Și cam atât. Nu uitați să râdeți mereu, să vă iubiți și să zâmbiți mereu, 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 mereu. Ciao!